Uite, simt eu că el e pregătit pentru premiul cel mare. E gata să noate în bani. Chiar n-ar fi rău de coprezentator. Deci foarte mulți m-au întrebat de costumul ăsta, dar totuși o să fie o surpriză. Eu zic că ți-ai pus ciorapi? Coane în alea? Da, nene. Păi să fie prezentabil, mă. Da, mă, că și agentul 007 în filme ai văzut, nu-i se vede părul de pe picioare, știi? Fanii pe Facebook la mine nu-mi dau unii like, îmi dau like. Da, păi dacă am apreciere, înseamnă că am și fani care mă iubesc undeva la 2600. Care e pagina ta oficială? Aplauze, vă rog! Aplauze, vă rog! Băi, dați cu like, frate! Ce zice astăzi ei? 3 de like? Cu siguranță, 3 like-uri. Sigur? Eu zic sigur. Foarte sigur. Sud! Ce mai vrut să faci, mă? Păi, dar și normal. Am venit cu un număr extraordinar de bun și în momentul de față nu știu ce numere au alți concurenți, dar eu cred că nu există niciun concurent care are un număr mai special ca al meu. Mersi beaucoup. Dacă știți și Marie Boulevard, ce-a la Champs-Élysées la Paris, nu vă închipuiți. Am avut o concediu de o lună de zile, e normal, o săptămână. Potriviți luminile, reglați sunetul, pentru că vine el de pe cele mai mari scene ale lumii, Vegas, Paris, Londra. Acum pe scena Ai Umor, aplauze pentru Gică Gavrilă! Aplauze! Bună seara, aplauze! Hai mai curaj, da? Ce-a fost în mintea? Am auzit chestia aia cu Vegas, cu tare. Și mi-am fost aminte de ăla din primul sezon, dacă se duce aminte, care a venit cu mătura, cu sărituri. Zic, vine o chestie de genul ăla, de ne lasă paf. Bună seara! Bună seara! Bună seara! În această seară v-am pregătit un moment extraordinar de fantastic. Nu s-a mai văzut, doamne joamnă, în România. A și spus ceva pe gură și zic, mamă, e și oarecum sigur pe el. Zic, mamă, zic, stai să vezi. Rămâneți cu ochii pe mine, da? Tu știi, mă, ce face? Nu știu, frate, o să-mi imaginez doar. Ce-a făcut, mă, ăsta? Și am fost absolut convins că omul este un mega artist de circ pe care nu-l cunoșteam, dar care sigur a străbătut toate continentele. Și că voi fi absolut șocat. Dar ce ai frișcă? Ce e? Da. Iaurt? Sana? Au! Acum a început numărul, ia uite! Ca să încerc, nu putea să se ridice. Păi, băi, nu. Atunci mi s-a întărit convingerea că este un artist internațional. Pentru că m-am gândit că asta este mare șmecherie. Mai încearcă o dată. Da. Că ăsta a fost un număr. Ce n-a fost? N-a fost ăsta tot numărul. M-am gândit că face parte din act, adică el se va arunca acolo, se murdăriște de smântână, după care iese de acolo și începe o chestie absolut elucubrantă. Asta... Ești atent? Să-ți explic ce ai greșit. Ai venit din backstage, te-ai urcat pe cub și ai avut un moment de pauză. De panică, domnule. Deci trebuie să vii în fugă, te urci pe cub și sari, pentru că altfel efectul dispare. Te rog frumos să ai grijă, da? Ai grijă la scări. Am simțit nevoia să-l implic în propriul lui act. Am stabilit că coreografia era incompletă. Nu. Mai în spate, nu trebuie să te vedem, că ăla-i tot farmec. Încă 4 metri, așa te întorci, 180 de grade, așa. Mă deranja faptul că l-au tot pus să facă treaba aia, zic, băi, mintea mea asta era, zic, stai, că nu e genul ăla de concurent, frate, zic, acum începe. Vin fugă, urci pe cub, bătaie și sar direct în piscină. Așa, așa, nu rupe mișcarea. Așa, excelent. I-am îmbunătățit numărul. L-am ajutat să-l ducă până la capăt. Băi, stai.
Eu știu care e problema. Cred că am o părere. Continuă numărul, nu? Nu, adică continuă. Nu e ăsta numărul. Ba, cred că ăsta e. Am o chestie. Cred că lipsește foarte mult din tot peisajul ăsta, lipsește muzica. Toată această acțiune trebuie încă o dată, dar pe muzică, pe stați fond. O secundă. O secundă. Muzică. Numărul nu s-a terminat, nu? Nu. Ah. Muzica, avem muzica, am uitat de muzică. Ceva. Excelent. Când mă las omul să-și facă ceva. Băi, totuși, un artist pe scenă mâncava, adică, stai un pic, omul ăsta a fost în Vegas, în pana mea. Stai o secundă, băi, sunt singurul care încearcă să se lămurească dacă acest număr continuă cu un continuă număr muzical. Continuă pe muzică, da. Lasă-te inspirat și pătruns de muzică. Mă asculți ce spun? Lasă-te pătruns de muzică. Simte muzica! Așa! Aoleu! Stai, băi! Ăla e! Bă, băiatul! Ai văzut! Băi, stai, vino la microfon. Aplauze, vă rog! N-avem nevoie de nimic în plus. Stai, smeos, băi, băi, frate. Numărul tău. Să discutăm despre el. Ok. A început cu urcarea, a urmat aterizarea. Da? Are o continuare? Sau e atât? Atât. Atât? Coborări muzicală, tot... Mai că am uitat de muzică. Aia era problema numărului. Da, corect. Corect. Că el fără muzică n-avea sens. Normal. Care-i numele tău? Aplauze, vă rog. Care-i numele de om? Gavrilă Gică, domnul Mihai. Numele meu de scenă este aplauze, vă rog, da. A, ăsta este numele de scenă. Aplauze, vă rog. Aplauze, vă rog. Aplauze, vă rog. Și acum să jurizăm. Mihai, simt că vrei să completezi ceva. Completați, vă rog, vă ascult. Vă uitați așa că am împătrunit la mine. Te-ai blocat. Da, mi-da, s-a blocat, s-a făcut scurge, m-am blocat total. Hai mă că pot. Ce se spune când când ai ce spune? Când vrei să spui și nu iese. Nu te, da, creierul. Am dreptul din când în când să nu funcționeze creierul. Hai mă, serios, nu te aștepți să vezi un om arătându-se în smântână pe coloana soră Titanic? De când am venit, din prima zi așteptam să văd momentul ăsta. Continui? Uitați așa la mine, cam așa că am înspăimântător, nu știu. Da. Și eu. Și nu venea? Nu. Nu. Da, puteam să stăm 2 ore. Nu. Uite, poți să mă copiezi. Orice efort trebuie răsplătit. Și normal. Actul tău a fost minunat. Mersi beaucoup. Și ai încercat să-l îmbunătățești. Ce frumos a zis. Superb. Superb. Acele momente ale lui când ironia ta e în carne vie. Ești un artist de care România are nevoie. Da. Să aplaud și eu, ce să fac? Păi da? Hai Mihai, vorbești, întreabă-mă orice. Hai Mihai. Zi-mă orice, ce nu înțeleg. Dă-mă și pământ, hai. Nu am, băi, nu am, mi s-a blocat creierul, nu înțelegi? Am creierul blocat. Dar stai mă, ce n-a făcut bine, n-a sărit bine de pe aia? Sau minunat. Ce? Tu te-ai fi descurcat cu lopețile alea în picioare? E cum, dracu? Băi. Asta se cheamă lăbi, Delia. Lăbi? Da. Tu te-ai fi descurcat cu lăbile alea? Serios acum. Da, da, da.
Aplauze, vă rog. Aplauze, vă rog. Da. Da, unde? O jurizare corectă. Asta e.